Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod pe Samp. Suntem aici pe Bihud. Eu să zic nou că dacă vă place, nu uitați să apăsați butonul ăla de like, dați acolo share, comment, subscribe, tot ce trebuie pentru că m-ar ajuta foarte mult și nu uitați să băgați referral 28500 sau cum era, Nu era 28500, era, stai să vedem care era. Nu, 258005, deci eram pe aproape. Bă, și am făcut acest videoclip, am închis live-ul pentru că m-a tras la teste helper și n-am putut să mai las live-ul pornit. Și am zis ca să vă spun dacă am fost acceptat, dacă n-am fost acceptat, ce s-a întâmplat. Vă zic acum, repede. Băi, deci m-a tras Chene la teste. mi a dat acolo vreo aproape 20 de întrebări. Am trecut cu. cu cât credeți că am trecut? 2,75 din 3. Deci 2,75 din 3. Forța, așa. Păi mulțumim acolo că ne-a dat funcția de helper, avem helper 1 acum, dacă nu credeți, dăm aici un help, helpers Și suntem și noi, unde e un zinoc, uite și zinoc aici, forță tot ce trebuie Păi mulțumim pentru funcție, mulți voia să pic, dar am trecut Știți că ne treaba aia Uh, hai să ieșim și noi aici din casă. Nu uitați să dați zile la cea mai mică crecaz de pe servă 211, vă aștept pe toți acolo. Am venit să vă fac videoclipul ăsta ca să știți și voi ce s-a întâmplat. Vă mulțumesc tuturor care a fost acolo la Kenny Live și m-a susținut cu hai zi nou, ca felicitări cine înainte de live toți, hai zi, felicitări Zinoca, felicitări, felicitări, felicitări. Bă, am mai fost el, și eu cum e să fac, am luat deja not pe mi-au dat gradul, mi-a dat gradul pe Discord, pe forum, Săptămâna asta sunt scutit la enuri, dar săptămâna viitoare nu mai scap. Trebuie să fac enurile. Trebuie să dăm și noi un set 12. Pe... M-am mai vorbit pe acolo cu chenii de calculator, de toate alea. Ce trebuie să faci ca helper? Băi, împreună primul rând trebuie să faci sau jucători. Dacă apare una, adă ceva să îl ștergi. Dacă nu e corespunzător, uite cum apare aici preview, atât îi dai delete, -a. adă și aia e trebuie să faci 700 de uri pe săptămână, raportul se face duminică, duminică se resetează raportul, ca să primești la în cap, ar trebui cam să ai peste 1000 pe săptămână aia ca să primești un rank cap. Dacă ai 700, 700, 700, 700, nu prea poți să primești rank cap. Doar dacă ai, să zicem, pe unul și ai, nu știu, ai să zicem, 5.000 de enuri și faci într-o săptămână, faci numai 700, 700, 700 și faci într-o săptămână 1.000 și o să primești. Dar sunt sigur că dacă faci 700 nu o să primești și rank up. Uh, am fost helper 2, sau au fost atunci cu niște probleme, divulgare, staff, s-a rezolvat până la urmă, am primit, uh, am bani, funcția nu am mai primit-o. Fast forward, după 8 mai târziu sau cât a trecut, am obținut din nou funcția de helper. Și vă mulțumesc tuturor că v-ați uitat la acest videoclip. Nu uitați să apăsați acolo butonul ăla de like, să dați acolo share, comment, subscribe pentru că m-a foarte mult. Vă mulțumesc și pentru suma de 1000 de abonați. Și încă nu uitați de referalul meu 258005, l-am ținut minte și la să dați în la casa 21. Deci avem acum rentar, să vedem. dăm. 12 deci rentări online. Mm, cam puțin, cam puțin astăzi. O să, o să fac și niș niște în săptămâna asta ca să mă învăț și să-mi intru în mână, dar de săptămâna viitoare începem în forță. Uh, vă dau și aici, mai raport, este chestia asta, cum se numește, uh, comanda ca să vezi câte ore ai în la 7 și nu știu câte ore minime trebuie, mi se pare că 7 ore trebuie minim să ai sau 10 ore, mi se pare că trebuie să ai 10 ore, nu mai știu sigur. Și eu am 0 din 1000, cum am zis. Uh, bă, vă mulțumesc pentru vizionare, eu am fost că vă mulțumesc că sunteți aici cu mine, poate mai facem un live în seara asta, nu știu sigur, dacă nu mai ne facem live cu Enu și cu astea până la victoria am fost noca vă pup pe toți chowles, bowles, crocodiles